Asculți Business 360 la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Business 360. Sunt Izabela Japana, gazda dumneavoastră și împreună vom explora modalități de creștere a afacerii din miezul problemei și anume din perspectiva antreprenorului care crește împreună cu ea. Azi îl avem ca invitat pe Augustin Pătru Hantea, wellness coach și antreprenor pasionat de atitudine. Bună dimineața și bine ai venit, Augustin! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum ai început uh, afacerea de wellness. Ce te-a te pasionat, ce te-a împins în direcția asta? Păi, de mic copil mi-a plăcut foarte tare să fac sport și am simțit așa o chemare că am nevoie de această activitate zilnic. Și pe măsură ce începeam să fac activitățile, lumea venea către mine să pună tot felul de întrebări și să le fie un sprijin. Și de acolo a plecat toată povestea. Adică, erai un sfătuitor. Da, eram un sfătuitor care, la un moment dat, și-a dat seama că sfătuiește foarte mult și nu mai are timp să-și facă restul activităților. După care mi-a venit ideea că de ce să nu fiu un sfătuitor și să dezvolt la alt nivel? Dacă, totuși, îmi place și lumea e atrasă de, de informațiile pe care le am. Și cu ce fel de provocări? Vine lumea la tine, de obicei. De obicei vine lume foarte activă, pentru că și mie îmi place să fiu mereu în mișcare și atunci am în jurul meu oameni care se mișcă foarte mult în diferite activități. Cu oricine iau contact, creăm o energie aparte. Și provocările pe care le au sunt legate în mare parte de, de energia pe care o au sau nu o au. Pentru că un efort gigant pentru un om care are un business și, și visează foarte mult, consumă și multă energie. Și, la un moment dat, fiecare își dă seama că trebuie să facă ceva. Și, de cele mai multe ori, lumea se uită în exterior, dar până la urmă ajung la conștientizarea că tot de ei trebuie să aibă grijă și nu există ceva miraculos în exterior ca să se întâmple lucrurile pe interior. Și ajungem să lucrăm împreună pe partea de, de sănătate și își dau seama că tot ce e diferit între mine și ei poate organizarea mai atentă la partea de alimentație. Mișcare pe, pe direcția corpului fizic să o facem intenționat pentru că creăm energia și o și susținem și rezultatul final e că lucrurile se fac intenționat. Foarte tare. Uh... Cum facem ca mișcarea să ne dea energie, nu să ne consume, mai ales când nu avem, avem și partea asta că consumă și timp din, din ziua unui antreprenor, cum faci ca măcar să fie dătător de energie? Da, chiar recent am avut o poveste cu unul din clienții mei care îi avocat și are mai multe puncte de lucru în țară și asta înseamnă pentru el că mereu e în mișcare de la un punct la altul plus activitățile de zi cu zi și ne amuzam că zicea dimineața mă trezesc, nici n-am să mă uit puțin pe Facebook ce mai fac prietenii mei și la un moment dat se oprește și se uită la mine mi-a zis tu odată că eu n-am timp nici de o flotare dimineața și m-am amuzat și m-am pus să fac o flotare și după ce am făcut o flotare mi-am zis singur că dar serios, numai una? Și cumva și-a seama că chiar cele 5 minute zilnice îl ajută foarte tare să să pornească ca și prin pas și de fapt a început să-și cunoască corpul și să simte și să trăiască pașii pe care îi face, chiar dacă la început îi se părea puțin ceea ce face, a început cu, chiar cu puțină mișcare, undeva la 10-15 flotări și genuflexiuni, în cazul lui, pentru că nu-i plăcea alt tip de mișcare, după care a ajuns chiar la 20 de minute, dar asta a însemnat pentru el că și-a și cunoscut corpul și a început să fie atent la ce simte și ce înseamnă să creezi energie și ce înseamnă să consume energie. Și, de fapt, e o cunoaștere continuă a pașilor pe care îi facem în mod intenționat și asta ne, ne arată lucruri despre noi. Foarte tare! Deci înlocuim Facebook-ul cu flotarea. Și câteva genuflexiuni. <laughs> Super! Uh, care a fost prima ta provocare când ai pornit această afacere, sub formă de afacere, după ce ai trecut de la a fi sfătuitor uh, involuntar pentru toată lumea la a fi sfătuitor uh, într-un mod organizat? Cea mai mare provocare a fost atitudinea, pentru că priviam lucrurile ca și un prieten, pentru că iubesc foarte tare să observ și să pot să ajut în direcția asta și nu mă mai opream din vorbit. Și la sfârșitul zilei mă uitam, am sfătuit câteva persoane, poate nu câte îmi doream, dar mă uitam în portofel și rezultatele financiare erau foarte mici pentru că nu o luam ca și business și o luam ca și poveste mai mult. Și cum ai depășit această provocare? Cum îi sfătuiam eu pe alții să, să facă lucrurile intenționat și în mod organizat așa a trebuit să descoper și eu partea de, de atitudine și să văd în ce domeniu și în ce sector trebuie să iau atitudine să mi schimb obiceiurile să mă organizez și să iau lucrurile în serios pas cu pas exact cum le luam pe partea de, de sănătate și mișcare și să dezvolți și partea de antreprenoriat pas cu pas. Adică să-ți faci obiceiuri sănătoase și pe partea de business. Exact. Pentru că aveam obiceiurile sănătoase pe partea de sănătate, energie, lucram foarte tare pe partea de dezvoltare personală, atitudinii, făceam cursuri de coaching, am descoperit apoi și evaluările comportamentale care mă ajutau foarte, foarte mult în partea de, de business și organizare și uh, suport pentru clienții mei, dar uh, partea de, de organizare a business-ului cumva era la început și era și normal să, să încep pas cu pas și să devină o conștientizare intenționată. Foarte tare. Mulțumim. Uh, cum vezi următorul nivel pentru, pentru afacerea ta? Pentru următorul nivel, mă gândesc în mod serios să-mi să găsesc o echipă pe care să o formez. Mă interesează foarte tare să mă uit la atitudinea oamenilor. Deja am început să mă uit la oameni care vin către mine și stau lângă mine și să să văd dacă putem construi împreună și să mergem cu atitudinea pe care simt eu că, că are nevoie următorul pas în business și să, să încep ușor, ușor să formez o echipă pentru că iubesc foarte tare ceea ce fac și persoanele care, care vor fi lângă mine pentru că aleg și ne alegem împreună trebuie să, să fie pe aceeași, pe aceeași energie deci următorul pas practic e recrutare da. și formare care ar fi primul lucru care l-ai delega din ceea ce faci da, primul lucru pe care l-aș delega ar fi partea de papătărie și organizare a actelor. Este o situație care încarcă timpul și nu neapărat mă lasă să fiu creativ și eu am nevoie să, să am timp pentru partea de strategie și creativitate și ăsta ar fi primul lucru. Iar al doilea lucru ar fi antrenamentele care le încarc pe, pe platformă și le și filmez. Mi-aș dori să găsesc un, un băiat sau o fată care e super pasionat de, de partea de mișcare și să am timp să îl formez și să fac un schimb de, de experiență ca să-mi înțeleagă viziunea și să aibă exact atitudinea pe care mi-o doresc să o simtă și să o primească clienții ca să simtă că suntem în sprijin. De fapt, asta e viziunea cumva să sprijinul tău în următorul pas către performanță. Foarte tare! Uh, cum, uh, cum percep clienții? Cum uh, văd clienții aceste uh, mici uh, suporturi, aceste mici videouri? Ca, ca o pastilă de dimineață? Ca... Pentru început uh, percep uh, ca și un blocaj pentru că e o sarcină și un tul în plus și greu percep că e un tul care e făcut să ajute, să fie un sprijin ca să prindă viteză și să zboare și nu e un sprijin care să-i încapce. Și atunci cam ăsta e primul conflict cu care, cu care lucrăm, să, să înceapă să facă pași mărunți și să-l simtă ca și ajutor. Foarte interesant. Adică, uneori, exact ceea ce ne face bine sau ne-ar ajuta este perceput ca o corvoadă. Da, pentru că suntem închiși în toată structura și strategia pe care ne-o facem. Câteodată trebuie să ieșim și să vedem ce unelte ne-ar fi de folos și să ne reorganizăm. Asta mi-a plăcut cel mai mult, să caut tool și unelte care mă fac să prind viteză, dar în același timp am avut blocaj să-mi aleg care mă ajută și care mă încurcă în momentul de față, că s-ar putea ce m-a ajutat în, până acum să nu mai îmi fie de folos și să trebuiască să înlocuiesc cu, cu ceva nou. Cât de mare e, sau cum, cum se distribuie impactul între nutriție, mișcare și ziceai tu de atitudine. Care este mai important în procesul acesta de a ne schimba obiceiurile? Păi aș începe să mă gândesc care e scopul meu. Și dacă mi-au scopul în serios, cumva atitudinea față de scopul meu cred că e cea mai importantă. Atunci când îmi aleg în mod intenționat atitudinea, pot să mă gândesc dacă Atitudinea mea față de sănătatea mea îi, în aliniament, îmi susține tot efortul la gigant ca să ajung la rezultate. Aceeași lucru putem să spunem și despre a fi în mișcare, pentru că un antepenor cu vise mari ar trebui să fie mereu în mișcare dacă visele sunt suficient de mari. Atitudinea față de, de corpul lui care e făcut să fie în mișcare există în mod intenționat sau doar atunci când simte nevoia sau în zilele în care doar se relaxează și zice hai să fac cu mișcare, mișcare cam timp sau chiar își face timp să facă mișcare pentru că știe că a fi în mișcare înseamnă a aduce și a provoca energia uh, la un alt nivel. Deci uh, atitudinea față de toate punctele importante de nutriție și mișcare e cea mai importantă. Deci toate, toate încep de acolo. Um. Cum se aplică asta la nivel de echipe, adică dincolo de doar antreprenorul în sine? Da, mi-aduc aminte că lucram la un moment dat într-o corporație, am lucrat undeva la 11 ani, și toți care lucrau cu mine știau că vin cu pachetelul de acasă de, de alimente, și chiar îl trăgeam trageam ochiul la ce mănâncă fiecare, dar nu ca să, să critic cum au crezut la început și pentru că lucrau direct cu mine, îmi doream foarte tare să le dau informații și să îi să ajut. Și cum face diferența uh, munca asta la, la energia antreprenorului și pentru echipe? Sau uh, cum, cum l-ai perceput uh, dinamica? Da, mi-aduc aminte că lucram într-o companie de producție și la un moment dat am devenit responsabil să schimb energia grupului din perspectiva în care lucrau deja de peste 15 ani într-o anumită energie destul de joasă pentru rezultatele pe care și le dorea CO-ul și atunci a fost provocarea super puternică că aveam undeva la 40 de, de oameni în subordine și nu știam cum să le modific energia la toți pentru că trebuia să facem și activitățile de zi cu zi și nu aveam timp foarte mult de traininguri de nutriție în interiorul companiei sau să facem mișcare și alte lucruri. În timpul liber fiecare avea familia acasă și am început prin a le da din atitudinea mea și a fi prezent în fiecare activitate pe care o au cumva să le fiu un exemplu de fapt. Și a început să se schimbe energia grupului și să vină către, către mine cu curiozități. Chiar în timpul ședințelor tehnice, la un moment dat apărea și cât de o întrebare, dar tu de unde ai dat de energie? Și era exact momentul în care spuneam că îmi aleg atitudinea în mod intenționat să fiu atent la ce îmi dă energie și aia înseamnă și mișcare și partea de alimentație și le mai puneam câte o întrebare, dar tu ce ai mâncat acum la prânz? Și atunci apăreau conștientizări și începeau să se uite între ei ce și-a luat unul, ce și-a luat altul, și au început să se uite și la atitudinea lor, ce atitudine are unul față de altul, și cumva s-a creat o energie la nivel de echipă să, să se influențeze și să facă lucrurile intenționat și chiar să devină curioși, oare ce unelte ar putea să-i ajute exact în activitatea lor, ca și orar, ca și program? Adică, inclusiv unde pui pauza de masă are influență. Exact. Unde o pui, ce ai în pauza de masă, ce consumi, ce consumi și din punct de vedere al alimentelor, dar ce consumi și din punct de vedere al informației. Al discuțiilor de la masă. Exact. Și al citatelor pe care le citești. <laughs> da, țin minte, și eu am avut astfel de întrebări. La mine își răspundea singur șeful și zicea că e de la apă, de la apă, de la apă pe care o beau. <laughs> Dar chiar are efect și partea asta de hidratare? Acum, dacă ne uităm puțin în biologia, vedem că 70-80% din, din organism conține apă. Știm foarte bine că energia din exterior influențează organismul. Cu tuturor poate ne plac valurile mării. Și atunci cumva știm că, că vibrațiile din jurul nostru influențează corpul și apa ajută fiecare proces chimic din celulă. Deci apa îi prezentă în orice există ca și, ca și mișcare în interiorul celulei. celului. Okay. Cum arată o echipă care, care și-a schimbat să zic, atitudinea față de ce înseamnă partea asta de nutriție, mișcare, chiar dacă nu neapărat se apucă de făcut sport la locul de muncă sau să mănânce, știu eu, cât de special. Trebuie să mânce doar atent și îngrijit, trebuie să consume apă și lucrurile astea o echipă care, care devine intenționată Începe să le observe și să se sprijine între ei, chiar să, să fie atenți, unul la celălalt și să înceapă să-și dea recomandări. Energia echipei crește foarte tare și antreprenorul simte partea asta, pentru că sunt mai creativi, sunt mai receptivi, simt că sunt susținut și le pasă antreprenorului de, de ei. Și lucrurile evoluează altfel, pentru că implicarea lor crește foarte tare, și atunci cred că asta își dorește orice antreprenor. Știu la, la un moment dat că lucram cu, cu cineva în echipă și a venit un furnizor extern care venea în mod repetat și a observat modificările de, de energie. Și chiar mi-a cerut sfatul să lucrăm împreună cu, cu echipa lui. Adică se observă, și de afară, chiar dacă nu ține de, de natura muncii, să zic așa, schimbările. Exact, chiar știu că am citit un citat care mi-a rămas în minte și mi-a plăcut foarte tare, și zicea că atitudinea ta este contagioasă. Întotdeauna. Super. Dacă un antreprenor. Vrea să lucreze cu, cu tine. Cam ce la nivel de uh, individual sau la nivel de echipă, care sunt abordările pe care, pe care le poți avea cu el. Uh, foarte mult lucrez pe partea de coaching și mentorare, pentru că uh, cel mai mult uh, ca schimbare și impact uh, pleacă de la antreprenor. Și maja, marea majoritatea a oamenilor care vin către mine ca și antreprenori vin cu blocaje de echipă, de atitudine și își doresc foarte tare să, să lucrăm cu echipa lor. Dar când începem discuțiile, cumva încep să-și dea seama că trebuie să înceapă să lucreze cu ei. Și atunci lucrurile pleacă la nivel individual de cele mai multe ori cu, cu ei și după lucru cu ei începem și cu, cu echipele lor. Deci, întotdeauna începem cu, cu prima persoană care e responsabilă pentru, pentru tot ce se întâmplă în acea echipă, și anume antreprenorul sau mă rog, managerul în anumite situații. Da. Okay. Dacă ascultătorii noștri vor să te caute, unde te găsesc? Pentru că suntem în era digitală, cel mai rapid mă găsesc pe partea de Facebook și Instagram. Am numele meu, Augustin, pentru Hantea. Am datele de contact. Cu mare drag, sunt sprijinul lor în următorul pas către performanță. Și multă energie. Și o atitudine potrivită. Super. Mulțumim mult, Augustin, că ne a acceptat drag. invitația. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în a descoperi căile dezvoltării afacerii din perspectiva celui care crește împreună cu ea și anume antreprenorul. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră la Radio Terra Nova. O zi cu creștere tuturor!